10. Hei, salut prieteni! Ce faceți, băi prieteni? Nu ne-am auzit de ceva vreme, de când n-am mai postat ceva videoclipuri. Nu ne-am mai auzit, așa că... Mamă, ce se aud albinele! Hai să mai facem câteva videoclipuri, ia să vedem cum stau roșii. Le avem roșii în producție nouă. Prima producție, ce avem aici? 100%. Păi sunt toate 100%. 100%, perfect. Am început direct așa în forță să filmăm și noi ceva. Ia să ne uităm noi puțin tel așa, puțin de tot. Cum stă treaba? Treaba stă ok. Deci serele noastre o duc foarte bine, după cum probabil puteți vedea și voi. Așa că nu știu ce facem noi astăzi, am rămas puțin în urmă cu activitățile. Ia să ne uităm să vedem cum stă treburile, de cât timp am mai intrat. Avem 76 de tone de rapiță, avem ceva rapiță acolo, nici mult, nici puțin, dar avem. Așa, astea sunt utilajele, terenul 6 e în curs de creștere, 15-20 la fel, 22 la fel, 19-14 la fel. Ha, bun. Ia să vedem aici, rații mixte, 75 de tone, perfect, nu știu de ce au 0%, dar în fine. Aici au 7 tone, e perfect. Ou avem 60, ar trebui să culegem ouăle, dar nu știu când le vom culege odată. Cam nu prea avem ce să facem noi, dar hai să dăm o tură așa prin utilaje. Aici avem combina, să vedem. Aha, aici avem un camion cu... Hai să ducem lemnele astea să le vindem. Mai punem pe el. Păi, ar mai trebui să punem încă unul. Ar trebui să mai... Nu mai pun, hai că mergem așa cum e. Nu mai stăm să mai încălcăm. Îl ducem așa cum e. Ia să vedem noi pe unde era, că nu mai știu. Cred că la compania de transport trebuia să-l duc. Da, la compania de transport, exact. Așa că... Unde o iau eu acum? O luăm, uite, pe aici, așa. Și am dat direct într-un copac, dar n-are nimic. Am uitat să conduc. Să vedem dacă... Uite, pe aici. Asta era traseul. Dar de aici știu. Ducem și vindem lemnele astea, facem ceva bani acolo. Puh, am zis eu că o să mai cumpărăm noi parcă niște sere acolo, că sunt prea puține serele alea, să mai cumpăr, să le fac un rând ca să umplu tot terenul ăsta, arate frumos, că na, deja bă las așa, că nu-mi place cum e acum. Mai ușor, aș mai vrea încă un rând de sere, dar le vom face noi, stați liniștiți, așa ușor, facem noi bani, nu mai știu cât era prețul la sere, dar ne uităm acum ca să vedem, ca să știm. Da, 25.000, deci avem bani, dar nu trebuie și stup, iar facem noi bani imediat și mai cumpărăm câteva chestioare acolo ca să arate totul super. Deci oricum arată bine, nu așa cum arată, dar să facem și noi și mai bine să arate. Și multă lume a văzut că m-a tot întrebat dacă m-am lăsat de YouTube, m-am lăsat de YouTube. Nu m-am lăsat de YouTube, n-aveți voi norocul ăla încă. Problema a fost în felul următor. Am fost plecat, probabil știți majoritatea, nu chiar toți, dar majoritatea știți că am fost plecat. Deci am fost plecat din țară și abia ce am venit în țară, au venit și sărbătorile de Paște și am plecat într-o vacanță, într-o mică excursie sau cum vreți voi să-i ziceți. Și de aia n-am mai postat, am zis că hai să nu pun un videoclip doar așa să fie pus la în grabă sau ceva și nu l-am mai pus. Am așteptat și acum e momentul potrivit să filmez. Și de aia filmăm acum. Dar unde trebuia dus la depozit de lemne? Acolo se duceau lemnele, că nu mai știu. O bune, că nu mai știu. Cred că acolo, da. Drumul mă duce exact acolo, la depozitul de lemne, să o luăm de aici. O să nu mă răstorn de la volan. E puțin mai nasol de condus, că nu prea ai o
vizibilitate chiar atât de bună și se pare doar că se face un balans ceva mai rapid, deși el nu se face, dar tendința asta e așa, că te răstori tot timpul din cauza acestor balansuri care le facem. Și s-au vândut toate lemnele, perfect. Ar trebui să ducem să spălăm și noi utilajele. Aici îi dăm un R, parcă. Îi dăm un R, pleacă trenul. A plecat, bun. 159.000, mamă, avem ceva bănuți, deci. Stați liniștiți, bănuți avem. Hai că o luăm pe aici acum. Și mergem la noi în bază, cel mai probabil, să spălăm și noi utilajele astea, că uite ce murdar e, dar acum o luăm așa pe pădure, pe terenurile astea, pe tot ce prindem trecem, chiar dacă e pădure, chiar dacă e iarbă, chiar dacă e teren semănat, chiar dacă orice, îi dăm prin el. Excepția o balustradele astea care nu le putem sparge sau trece prin ele. Așa, hai să mergem tot în sus. Mergem tot pe aici. Hai să vedem cum stă și... A, pe porumbul crește aici. Deci am pus porumb pentru biogaz. Porumbul, a crescut. Mai are foarte puțin și e gata și ăsta. Absolut minunat, super fain, deci o să facem la bani de ne spargem în cel mai scurt timp, facem bani din ați văzut. Și aici ar trebui tăiată puțină iarbă, dar nu o să fie multiplayer, acum sunt doar eu singur. Alin nu are chef de joacă, așa că sunt singur. Aș vrea să duc cumva o mașină acolo pe insulița aia, ca să arate așa frumos. Ar trebui să ducem o mașinuță acolo, pe insulița aia. Și aici avem silici, dar asta îl păstrăm pentru vaci, probabil știți. Hai să luăm. Așa, m-a fluierat cineva, telefonul meu începe să fluiere. Hai să îl deblocăm, lasă las mâna liberă. Îi dăm o amprentă. Pa. Îi dăm volumul mai ușor ca să nu mai auzim data viitoare cum sună. L-am pus pe silențios, nimeni să nu ne mai deranjeze. Nu, în ăsta vreau să mor, dar în ăsta. Hai să-l lăsăm deocamdată aici, că nu avem ce face cu el deocamdată. Ne-am făcut ceva bani oricum. Îi dăm un Y. Așa. Hai să vedem cum stau selele astea. Aici avem drum, da. Hai să cumpărăm noi serele alea, că mă macină tare gândul ăsta, vreau să am sere. Hai să ne uităm, deci ce avem? Avem roșii, varză și teoretic punem roșii, nu? Deci astea sunt, de roșii, da? Și le orientăm. Aha. Cred că ceva de genul. Ceva de genul ăsta. Și cam așa. Una. A doua o punem cam ceva de genul ăsta și cam aici. Așa, și a treia punem
Bineînțeles că la fel, cam așa ceva. Perfect și nu mai avem loc de încă un rând. Deci ăsta e ultimul rând. Aici vom face noi un drum probabil aici și nu știu ce vom mai pune, dar găsim eu ceva. Încă avem 146 de milon și stupii ăștia. Și stupii, cum să-i punem noi cu picare așa să îi orientăm puțin. Stupii ar fi mers și aici, da. Stupii, hai să punem stupii. Dacă care să fie așa, bun. Ceva mai în spate, cam așa ceva. 1. Mai punem 1 aici. Ceva de genul ăsta. Încă 1. Cam așa ceva. Bun, deci ceva de genul ar veni stupii. Bun, acum mai avem 86.000. Mai putem pune copaci. Hai să ne uităm de care. Vreau stejar din ăsta. Și noi am pus copacii. Rădăcina copacului să fie spatele stupului. Aș vrea ceva de genul ăsta. Hai să vedem dacă îl rotim, cum ar arăta. Ceva de genul ăsta. Uite așa, 1. Și aici încă 1. Perfect. Și ar mai pune 1, uite aici. Perfect. Cred că arată bine. Ar mai merge 3 stupi aici, să fie cu fața unul către altul și aici. Da, nu știu cum. Ia să vedem noi cum se prezintă aici. Trebuie să mai facem niște drumuri de care se ocupa Alin când va intra, bineînțeles. Deci nu sunt chiar drepți nici ăștia. Și ăștia sunt puțin mai drepți. Aici e bine. E super până acum. Aici e super. Doar că nu știu dacă aș mai pune aici, de exemplu, un stup. Ar da cumva un stup aici și unul aici. Ia hai să ne uităm noi cum ar da până la urmă. Ca să vedem stupii, unde sunt stupii. Încă 60.000 ar veni. Da, banii nu sunt o problemă. 1 aici am zis. A, ăsta, să vezi că mă încurcă copacul ăla. Pardon. A trebuit să tușesc puțin. Păi, lasă-mă să-l pun acolo. Exact acolo am vrut. Băi, și unul nu mai mă lasă să pun aici. Fier ar să fie. Hai mă, lasă-mă să-l pun pe undeva pe aici. Te rog, eu lasă-mă să-l pun. Fii atent că nu mă lasă să-l pun. Aici e prea pe drum, nu-mi place. Da. Nu înțeleg ce mă încurcă pe mine aici să-l pun. Stai, unde sunt? Aici am pus, aici. Nu, ce mă încurcă pe mine atât de tare să pun aici un stup? Vreo creangă? Păi o luăm cu drujba dacă e frate. Da, mie să nu facă program acum pe bune. Nu mă las nimic ca să o tai. Ia uite-te la ea. Cred că copacul ăsta nu mă lasă să-l tai, frate. Uși, nu, asta da treabă. Hai să vedem cum îl punem până la urmă. Trebuie să-l pun cumva dacă am luat atâția. Unul trebuie să mai pun cumva aici.
pictează, dar mai pe margine puțin. Păi, vedem mai așa puțin. Bun, hai că l-am pus cumva, am dat câteva clicuri până l-am pus, dar l-am pus puțin mai aproape, dar n-are nimic. Important e că l-am pus până la urmă, avem stup peste tot, avem totul ca la carte făcut acum, doar drumurile mai lipsesc, care o să las pe Alin să le facă, nu mă bag la ele momentan. 98% totul merge perfect. Hai să vedem ce facem noi. Ceva trebuie să facem până la urmă. Să dăm noi timpul pe rapid. Așa puțin. Mamă, câte utilaj avem acolo la Balogheas. O grămadă de utilaj avem. Nu prea avem ce să facem. Asta e toată chestia. Decât să dăm noi puțin timpul pe rapid. Ia să ne uităm la terenuri. Și vom recolta noi aici. Aici și ăsta. Mă bucur că am finalizat treaba cu stupii. Mă bucur chiar foarte tare că am terminat-o. Și mi-a ieșit super bine. Chiar îmi place cum mi-a ieșit. Iar ce sunt la linie puse. Toate, perfect. Îmi place cum a ieșit. Hai să alimentăm astea. Bine că... Hai să luăm noi de aici telehandlerul. Să mergem să le alimentăm. Uite, asta facem în episodul ăsta. Mergem să alimentăm. Să le dăm apă. Le dăm îngrășământ. Și asta vom face. Parcă dintr-un rezervor de apă pot să alimentez două serii, deci o să trebuiască să umplem și rezervorul odată, dar n-are nimic, îl umplem. Asta nu e nici măcar o problemă. Acum nu avem noi drum aici, dar totuși putem să le alimentăm chiar dacă nu avem drum. Bun, asta se pare că e plină. Hai să mergem să umplem cupa asta, să fie cupa. Ceva de genul. Bine că avem îngrășământ aici la greu. Vreo 600 ceva de tone, parcă am 65 de tone, de fapt. Da, 65 de tone avem suficient. Nu ducem lipsă deloc. Bun, s-a umplut și asta. Și mergem să mai umplem o dată cupa. Perfect. Băcuțele mele se plimbă pe aici de zon. Una în stânga, una în dreapta. În toate direcțiile. Ce alunecă! Mă, ce alunecă! Bun. Până la 33. Asta și trebuia. Hai să vedem aici cum stă treaba cu astea, dacă tot suntem prin zonă. Ne uităm. Aici avem 98. Hai să facem 100%. Și nu o să intre mult, dar... A intrat ceva. Sau am dat pe lângă. Eu cred că am dat pe lângă. Nu avea cum să meargă chiar atâta. Cât am acum? Am zis cât am. Nu vrea să-mi arate acum cât am.
Acum, tot 98, deci clar am dat pe lângă, n-are nimic. Greșeală de începător. Mergem și ducem telehandlerul la locul lui, că nu avem ce face cu el. Și clar nu ne urcăm pe borduri. Mergem și noi frumos ca oamenii. Pe drumul pe care îl avem noi aici, așa frumos, ia uite, luăm așa un viraj frumos, cât se poate de frumos. Bun, aici îl lăsăm și avem nevoie de un tractor. Hai să luăm UTB-ul. Vreau să sar în UTB, vreau să sar în UTB, perfect. Motorină avem, asta e primul lucru când urcăm în UTB, o să ne vedem dacă avem motorină. Avem noi aici, avem, spray de rujină. Bun, și o piuliță. Hai să mergem cu UTB așa frumos, iar ce să bălângăne el. Al nostru, are și camera în spate, super. Sper că e alimentată cisterna asta, din câte știu... Pau, ce murga de UTB-ul ăsta, frate. 650, ăsta e extraordinar de murdar. Da, avem apă. Ai, punctul de cuplare, iată cât de nasol e la UTB-ul ăsta. Și din nou intrăm pe nivelări. Iată, ai de cap nu, mamă, ce-mi place, bă, frate. Ai văzut așa ceva ce-mi place, iată cum se duce. Bun, și ar trebui să-mi apară să umplu parcă, dar nu mi-apare, nu știu de ce. Uite acum a apărut și pe R. Se umple încet, seara. Da, bun, s-a umplut. Mergem la următoarea. Bun, aici a apărut mai rapid. Dăm pac, se descarcă, dar parcă trebuia să intre mai multă apă din câte știu eu. Deci le alimentez toate 3. Deci, deci 3 serie, parcă 33, 66, 99, exact, asta e combinația. Bun, o umplem și aici. Aici o să se umple doar 99%. Dacă bine ne aduc eu aminte. Am 100%, ok. Hai să mergem să o umplem noi cisterna înapoi ca să fie bine, că așa îmi place mie să o las. Ne băgăm aici în apă cu spatele, frumos, 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 uite așa, și bam, și de cu spatele. Hai cu UTB-ul, UTB-ul în șanț, în apă, reumple cisterna și trage apă de acolo. Apa asta e puțin, nu ne-am băgat de acum cu chestia asta de broaște, de moluște. Poate nu face bine la roșii sau la... Parză, dar nu contează. Hai, merge cam greu tractura așa cum are și 6 tone de apă în spate, 6000 de litri, ceea ce e foarte mult pentru UTB-ul ăsta, dar e bine că o duce, deci nu zice nu. Parcăm aici cu spatele din nou, așa. Hai să o băgăm aici la umbră. Ca să nu se încălzească apa, pe urmă facem baie eventual, altceva nu. Lăsăm și tractorașul ăsta aici la umbră. Uite așa cu roțile virate, îi dăm un Y și ne dăm jos. Să rămână exact așa, ca așa îmi place mie. Și aici, și aici încheiem și acest episod. Așa cu o tusă de asta seacă. Încheiem acest episod aici, dragi prieteni, dacă v-a plăcut. Și
Ah, nu vreau să mă lase să termin. Dacă vreți să mai vedeți episoade, butonul de like, toată lumea să-l apese la acest episod, deci vă rog apăsați butonul de like. Subscribe, orice vreți voi acolo, cât mai multe, ca să ne adunăm și noi cât mai mulți. Iar până data viitoare, v-am salutat, prieteni!